Vedem cam care este echipa. Ce-ți dorești de la aceste campionate europene care bat la ușă? Bineînțeles, mi-aș dori foarte mult aurul pe echipe, pentru că asta este cel mai important pentru mine și, bineînțeles, să rămână și acolo echipa unde a fost și sărit solul și bârna, aur. Bine, dacă nu se poate la sol, să zicem așa, dar bârna cel puțin vreau aur. Pentru mondiale ne mai pregătești ceva la sărituri? Pentru că la bârnă te descurci și extraordinar de bine, la sol mai e câte ceva de îmbunătățit, la sărituri nu ai avut totuși finale atât de bune cum, sau nu este un aparat foarte, ca să spun așa, cum e bârna și solul pentru tine. Na, Andreea, nu știu ce să zic aici, nu vreau să vorbesc încă de mondiale, eu am zis că după europenele astea s-ar putea să mă retrag. De ce? Din cauza problemelor de sănătate? Și din cauza problemelor de sănătate și eu zic că nu mai, mai lăsăm și pe altele. Bine, cum spui tu. Mă rog. Noi îl avem acum în direct prin telefon pe domnul Nicolae Forminte. Bună seara și bine v-am găsit din nou la telefon. Bună seara, Andreea. Ce faci? Îmi pare rău că n-am putut să particip de la ta. Da, eu nu știu ce să zic. Oare nu vreți sau din cauza programului? Glumesc, să nu vă supărați pe mine. Pe cine știi că pot să mă supăr? Nu, efectiv nu s-a putut. Rămâne după european. Ce ne puteți spune despre evoluția fetelor și principal despre evoluția Sandrei Izbașa și a Stelianei Nistor? Da, este normal ca interesul să se manifeste mai mult asupra componentelor echipe de semnare, în mod special a Sandrei și a Andrei, a Stelianei Nistor. Ce pot să vă spun? Că fetele și-au făcut datoria. Eu sunt mulțumit pentru concursul care a trecut, îngrijorat pentru cel care urmează. Deci la noi, la antrenori, cum bine știi, niciodată nu există o stare de mulțumire de plină. Ea este doar de câteva momente după execuția voastră a gimnastelor, pentru ca după aceea să ne apuce din nou grijile și preocupările pentru execuțiile următoare. Ne puteți spune așa în mare cam care ar fi echipa pentru aceste campionate europene? Deci se fac tot felul de speculații, lucrurile sunt foarte clare. Echipa este constituită din două piese de bază, Cătălina Ponoș și Sandra Izbașa, la care se adaugă Stelianei Nistor, care și este o componentă de bază, dar din nefericire revine după o perioadă lungă de pauză. Și în felul acesta avem trei gimnaste cu experiență și cu cele două, vorbesc de Izbașa și de Nistor, cu ceva experiență internațională. Pentru că nu se pune problema Cătălinei, care toată lumea știe care este experiența internațională. Pe lângă aceste trei, va trebui să găsim a treia gimnastă ca și execuție în echipă. Încă nu s-a stabilit acest lucru, rămâne ca până cu federația să vedem care vor fi celelalte două fete care vor participa la 1-2 aparate. Ce obiective aveți pentru aceste campionate europene? Deci, având în vedere situația specială care s-a găsit lot olimpic și echipa României în acest an, prin dispariția în masă a echipei care ne-a bucurat atât de mult la Atena. Pentru acest an obiectivul este de o medalie la campionatele europene și o medalie la campionatele mondiale. Dar, cum tu bine știi, și în altă perioadă, cu alte antrenori, mai mult de una, două medalii nu era trecut ca obiectiv. Noi vrem să punem puțin, să luăm mult. Sunt convins că rezultatul de la campionatele europene va fi un rezultat bun, dacă fetele sunt sănătoase. Corect. Noi cu toții suntem alături de dumneavoastră și vă ținem pumnii. Mult succes!